Bun. Mi-a asta nu ăsta să pui mâna pe aia sălbatică, nu? Aia mică? De ăla te cu piciorul, cu de ăla cu ăsta, de aia. Uite de ce cuvinte. Bravo. 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 Foarte cuvinte. Ești foarte crește, nu vin până la șapte. Da, noi, bă, că dacă băgăm acolo cu curul putem țipa. Și mare mă întreabă. El nu filmat. El? Ha. Când? După ce a mărs? O venit afară? Și? Nu are nimic. Așa să le ție. Cum crezi matale? Verde acolo. Haide. Ăsta a fost un cal, fii atent. Nu puteai să umbli la el. Acolo la apă cred că trebuie să nu spun el mai în jos. Ce? Să îi pe scurt ăla, să nu se împingă, să nu împingă pe piticul în apă. Dacă mă duc, când mă duc cu el. Iau asta și mă tot duc până la... Te duci până în jos? Sigur, și când vin o până înapoi, da. Să aibă loc de desfășurare. Să te duc, pas, să mă intră, ies, pot fac un loc. Dar eu zis, aduci mă pe aia cu mânzul. Nu stai că vine imediat. Nu bogurile alea. Da, asta s-o scarge, mie. Uite de cum vine mai înainte. Uite de numai la aia că o să trage, că stau pe loc. Și dacă nu ești atent, e și calcă de chip. Asta mică și cu asta mare, de aici surori, de la asta. Asta limba. Aia mică, e fatal. Asta? Da? E mama asta și asta e soră. Aha. Asta ce mușcătură are la gură.
Aia blondă vreau în special să o pui, să fac un schimb cu aia de la Ileac, țigan. Și ăla-i prăpădit, uite-te la el, că știe, oță. Are telefonul unde l-a lăsat în mașină? La lui? Ia acolo nu este un sac să strângi galbele, uite. Un sac gol să strângi galbele, ideala de nare. Și numai îl pui acolo la drum. Ca pe îl duc de la gardul lui. Scarte-ne la certițe. Așa, așa. Nu, hai du-te de aici. Asta e o mânză semi-greu românesc. Provine din un toranrăpăsar ce a fost pe la pergherie, pe la Izvin. Foarte cu minte. De un an. Dintr-o apă grozavă, nu m-a fost iernată foarte rău. A fost la un prieten de-a meu, a lăsat-o la frate să... Și-o l-a iernată foarte rău. Să până... Oh. Vezi, vezi! Vezi, vezi, să nu capeți tu! Foarte docilă, cred că se și poate pune la ham. Așa e de cum. Dă-mi piciorul la tata. Dă-mi piciorul la tata. Uite de aici. Dă-mi piciorul. Dă la tata de hai. Dă la tata. Nu dă la tata. E foarte cuminte. Acum aș-o mai revenit un picuț. Am deparazitat-o și sper să iasă un exemplar frumos din nou. Fii atent ce l-a prins pe asta. E un mâns frumos, de la Adi, de la Mărișel, de la Armăsarul ăla semigreu. Un exemplar foarte frumos, docil. Mamă să-i murgă asta de aici, de lângă noi. Și ea de asemenea o ia pe foarte cu minte. Sper să iasă un exemplar bun. Dă-te, dă-te mă. Dă-te la căruță, mă. Op. Hai la căruță. Op, poartă la căruță. Pă la lemn, focu-te. Dă-te ce vreau. Bravo. 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 Bravo, răspunde, bravo.
Porta la lemn. Hop, camera la pădure. Hop, hop. Dă piciorul la tata, gata lemn. Acum la tot covid. Neagra se trage dintr-o rasă lipițeană, mama sa lipițeană. Și taică s-o mi se pare că ceva frizian. O provenit pe o la lemn. O cu tata, O mânză foarte cu minte. Are e 2 ani. Cheptoasă. Bine dezvoltată, zic eu, la rasa ei. Ce să mai zic, un client bun, să aibă grijă de ea. Vezi din bostă, pe te bar. Foarte cu minte, să știe mulți oameni deștepți ca și asta. Hei! Vezi! Mulți oameni să fie deștepți ca și ca pe n-ar fi rău la noi în țară. Și buni. Da. Numai oamenii, din păcate, sunt ca hienele. Aici este mânzuță, iar frumos să tot din armăsarul lui Adi. Vecle de aici. Asta iară un produs din armăsarul lui Adi de la Mărișel, din Blondu. O mânzuță foarte frumoasă, bine dezvoltată la o lună de zile, foarte cu minte. Deci de cumințenie nu se pune problema la caii lui Costel. Poate la alții care îi supără, nu mai propădiți, dar la mine nu. Trebuie să și iubești foarte mult ca să te simte ei. Să te simte ei. Uite de când îți iau aici Andrei, nu se bat niciunul. Când mă duc de aici, mai să hârie unul cu ăla-l altă. Când îți iau aici, nu. Aia iară e o mândruță din Adi, din la Mărișel. Aia de acolo, din la gard, de un an de zile. Frumoasă. Chiar că odată știam nici de mine. Dar nu le-am adus nimic, îmi pare rău. Da. Ia. De acolo, de acasă? Da. Nu, păi numai când vinem înapoi. Păi nu, și mai stăm un pic cu sărții.